Are numai spini pe coadă și în momentul când se enervează, se învârte, se rostogolește. Șarpe rinocer. Mata, mata. Hop! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip alături de Alex în casa din terariu. Da. După vreo 6 luni, cred că da, de jumătate de an. A fost. Da. Aprilie luna 4, suntem în octombrie luna 10. Exact. De jumătate, de jumătate de an am revenit aici la casa din terariu, care e wow. O schimbare majoră, cel puțin camera asta e genială și toată casa în sine cu toate vietățile care trăiesc aici, colecția personală a lui Alex. O să facem așa un tur complet. Pentru cei care nu-l cunoașteți pe Alex, prezintă-te puțin, poate o să fie oameni noi, că întotdeauna apar. Mă găsiți pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, din terariu, simplu. Din terariu, simplu, căutați pe YouTube. Sau din terariu.ro, cu toate că n-am mai lucrat la site de foarte mult timp. Dar pe social media sunt din terariu, legat, nu din.terariu, pentru că era un tip care a vrut să folosească numele, că nu știa că există din terariu. Are altă treabă, da. Deci din terariu, găsiți pe toate rețelele de socializare. Și probabil, astăzi, sper că de la anul să fie și o locație, o expoziție mai din mare. Terariu. Da. Da, are în plan să facă ceva mai frumos, la un alt nivel, ceva ce nu există. Păi, momentan. Deja acum, la drumul ăsta, am luat două animale care vor avea nevoie de o cameră întreagă. Da, exact, că tu asta cred că trebuie exact, să lași. Exact, cam așa va trebui. Pentru ambele va trebui o cameră ca asta, că e 3 pe aproape 2 metri. Da. Exact de asta am nevoie pentru el. Da, o să vedeți, sau probabil, nu știu, o să fie mai multe videoclipuri, pentru că noi acum, tocmai ce am fost zilele trecute până în Cehia, la Praga, la o expoziție foarte mare de reptile, vânzare și așa mai departe. Bun, o să facem un tur complet al animăluțelor, cel puțin să vedeți terariile, cum sunt amenajate, ce deține aici, pentru că e foarte frumos și felul cum sunt așezate și încărcate aceste terarii, deci merită din plin. Pentru cei care sunt pasionați de reptile, de arachnide și multe alte nebunii, amfibieni și așa mai departe, insecte, o să vedeți. Așa că nu uitați să dați pe butonul de like și să înceapă oficial video. Așadar, de unde începem? Aici de sus, unde nu e nimic. În terariul ăsta este masculul de, sau a stat masculul de manocoari, Green Tree Python, care este în camera cealaltă, o să îl vedeți un pic mai târziu. Acum începem cu toate animalele de aici, dacă tot suntem aici. Și o să vedem dacă reușim să scot pe fraierul ăsta, pe cartofiorul ăsta. Hai, ăsta n-a. Asta este un Blue Tongue Skink. Skinkul cu limba albastră. Nu știu dacă va avea bunăvoința să scoată limba la cameră. Te-ai supărat, tati? Haide, de ce te-ai supărat? Sunt foarte simpatici, cu picioarele astea scurte. Da. Fac niște șerpi cu cap. Da. Încărnat. Da. Arată foarte, foarte dubios. Și vreau să specific că pielea lor e ca la șarpe. Adică nu e... Deși e lucioasă, nu te gândi că pare să fie unsuroasă, că așa te gândești prima dată. Numai că în momentul când năprălește, parcă e curățat un pește. Exact așa, pică sorții după el, exact ca de pe un pește. Și a scos puțin limba. Da? A scos? Da, dacă... Are o limbă foarte violet, albastră, așa. Da, da, da. Foarte frumos. E foarte ușor de întreținut ăsta, pentru că mănâncă mâncare de mânțe, pliculețe, de pisică. Deci... Mâncare de pisici. Da, la plic. Da, super ușor de înțeles, nu? Aici am un corsnic, un corsnic normal. Terariile astea merg la expoziții prin țară. Și hop, ce-ai făcut? Ești nervos? Ce prost ești? Ce de prost ești? Ce s-a întâmplat? Ce tare, deci, uite că e primul pe care îl văd vreodată că vrea să... Bine, ideea e că nu-ți face absolut nimic, dar s-a speriat brusc. Da, ăsta e un corsnic normal, grasul ăsta. A, bravo. Hai, e nenorocit de cor. Da, acolo au fost plantat verde, din păcate n-au rezistat toate plantele, pentru că sunt plante care trăiesc la noi afară, ce am pus eu acolo. Mi se pare că aici era un afin. Ăsta iedera, care iedera văd că a rezistat, după aia am pus o zebrinie acolo în spate.
și am mai avut Bruxus și încă ceva, nu mai știu exact cum îi zice. A fost un alt corsnic aici, dar pe acela l-am băgat pe, în camera cu șerpi pentru că va intra la iernat pentru sezonul de reproducere. Și ăsta e un cor care a venit donație în perioada trecută de la mine, la mine, așa că pe el nu s-l folosesc la nimic, cum nici nu intenționez să-l mărit. Va rămâne ca și băiatul responsabil cu terariul ăsta, va fi animalul de expus, pentru că e un corsnic normal, exact cum se găsește în sălbătici. Nimfe. Aici avem pe domnul Nautilus, sau doamna, nu știu exact ce sex are. Hop. E foarte supărat că am făcut curat mai devreme. O știți, care v-ați uitat în... Mam, cât apă! Da, care v-ați uitat la clipurile anterioare, știți, este o țestoasă aligator. Aligator Snapping Turtle. Este un puiuț încă. Va crește mult mai mare de atât. Niște animale care au forță extraordinară în, în cioc. Și... pop. E... preferabil să, să nu fim clăpăniți. Atenție mai la degete, că poate reteza degetul da. Instantaneu. E supărat că am făcut curat și nu, nu-i place să fie deranjat. E un animal care stă pe loc foarte mult timp și nu face nimic altceva decât așteaptă să-i ajungă pada la gură. Aici avem un Californian Kingsnake. Este o femelă, era High White Aberrant. Când am luat-o, din păcate, în ultimii ani s-a închis din ce în ce mai tare la culoare și nu pe măsură ce a crescut, ci după ce a ajuns adultă. Până să ajungă adultă, era albă. După ce a ajuns adultă, s-a făcut așa marinie. Ea a fost plecată de două ori de la mine. Și de fiecare dată s-a întors. Așa că e clar că animalul ăsta e destinat... Nu, cred că de trei ori chiar. Nu mai medicamente. Da. Sau doar de două ori, posibil de două ori. E clar, animalul ăsta e destinat să rămână la mine, așa că nu o să îl mai dau niciodată, nu mai străinez. E clar, ăsta e. Aici avem indefizit de Madagascar. Sus acolo în colț este o iguană de Madagascar. Nu știu cât de bine se vede, stai să pun blițul pe aia, la telefon. Nu o să o scot pentru că se agită foarte tare, este destul de sperioasă. Și... dacă vedeți coada, da, are numai spini pe coadă și în momentul când se enervează, se învârte, se rostogolește, rotește cumva și se face mâna varză cu, cu țepia. Serios? De așa de da. Tari sunt? Așa de tari? Da, 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 sunt nenorocite. E ca și cum ar fi un lemn. Taie. Da. Asta tot nervos. Da, e nasol de tare, nu? Și aici avem... drogul, nu e de mâncare prostule. Gecko de Madagascar. Cred că e de să mănânce. Da, mie logo e numele lui de scenă, tocmai din cauza asta, că întotdeauna vine la cerșit mâncare. Terariile laterale n-au fost curățate niciodată, geamurile laterale ale terariului n-au fost curățate absolut niciodată. Geamurile din față sunt curățate destul de des, pentru că întotdeauna își face nevoile pe geamul din față. Văd că a scăpat acolo, pe lateral, ceea ce e minune. Că și-a făcut nevoile în lateral, dar de obicei își face fix în față ca să vezi ce frumos. Da. Ce-a scos el din ea. Aici avem un camelon cu creastă. Un juvenil. Mare de crescut. Uite, văd că are aici ceva albastru pe el. Frumos, tare fraierul ăsta. Da, foarte tare, superb. Da. E foarte simpatic, uite ce se umflă. Se pare periculos. M-a speriat odată pentru că era ca o, ca o minge umflat și am crezut că a pățit ceva, de fapt nu pățise nimic, era doar super stresat. În momentul că se stresează, se umflă foarte tare ca să pară foarte masiv. Când e de fapt sunt niște papagali. Foarte, foarte, foarte. Niște leșinați. Da? Așa. Focusează cu ochii, ia unul de-al și unul val. Da, se duc unul într-o parte, unul într-o parte, foarte. Da. Fiecare uite în treaba lui. Da. Abia când mănâncă, cred că ăla e singurul moment când își, își focusează ambii ochi către aceeași țintă. Aici, domnul Lucifer, camelon panteră,
care e foarte frumos de filmat și de pozat noaptea, pentru că e de un roșu extraordinar, un roșu intens, bolnav. Da, da, și cu albastru ăsta pe crestă. Da. Acum culorile nu zic nimic. Uh-huh. Sunt foarte fade. Închise la culoare. Culoarele este închise la culoare. Ce idiot sunt. Da, da, da. Înțelegeți ce vreau să zic. Va trebui să-i bag un bec de căldură în perioada următoare, pentru că sunt doar 25 de grade în casă. Și are nevoie de o temperatură de 30. Are nevoie 30. De vreo 27, cam așa. 27? Da, deci, dar să poată să-și regleze singur temperatura. Asta mă interesează. Întotdeauna caută să iasă. Un plimbăreț excepțional. Mai crește? Mai mare de atât? Nu, nu, nu. Bun, și aici avem unul dintre șerpii noi, care este un puișor. Încă. Un rino rasnic. Șarpe rinocer. Să focusez. Datorită nasului. Da, nu focusează foarte mult. Nu focusează, da? Îl prinde în focus, dar îl pierde. Așa, hai să da, nu știu cum să țin. Ca să vadă. E super simpatică. Mai mățică. E pui încă. Momentan e griu ăsta. Dar pe măsură ce crește, va ajunge de un verde complet. La maturitate. Un șarpe neveninos? Da, neveninos, iar boricul de-aia și stă jos pe terariul ăsta cu ficusul ăsta care e aici exact ca un copac. E natural, nu? Da, da. A, da, chiar. Toate plantele în terariu sunt naturale. Prefer să nu pun nimic în terariu dacă nu e natural. Sau dacă nu rezistă. Și el se cațără pe crengile astea pe aici, stă pe jos în funcție de cum are chef, așa și se plimbă. Bineînțeles, pe măsură ce va crește, va trebui să stea într-un terariu mai mare. Cât de mare se face? 1,30 m. Uh-huh. Excepțional de mare. Aici am o mata. Hop! Am o cearungă. Da, e super turbată. Mata, în engleză, în spaniol, înseamnă omoară. E la fel un ca și aligator, e un vânător oportunist, are gâtul ăsta foarte lung și în momentul când trece cât un pește prin apropierea ei, își aruncă capul și creează un vacuum, absorbe peștele în gură și îl mănâncă. Asta e metoda prin care vânează. Cât de mare se face asta? Dublu? Teoretic cred că e mascul. Sexual e adultă. A, e adult. Da, poate să mai crească mai mult, dar... Da. Momentan. Aici încă un terariu gol. Aici am avut la Expo pitoare regal. Momentan n-am mai băgărat nimic, dar imediat o să bag ceva. Pentru că vreau să fac niște loc în partea cealaltă, să mai bag niște terarii, că am nevoie de mai multe terarii în casa asta. Aici am Honduran Millsnake, care e băgat sub buturugă. Aici și pe el va trebui să-l iau de aici. E în frâne și mă mușca. Da, aia l-ai scos planta asta. Ce ești prost, o lași în pământ. Și pe el trebuie să-l iau de aici. Da, dai drumul, nu fi mărla. Să-l iați cu coadă. Da, trebuie să-l duc pentru că va intra și el la iernat pentru sezonul de reproducere. E foarte sictirit. E foarte frumos bestia. Am doi puișori de vânzare pentru cine e interesat de Honduran Millsnake. Da, sunt o specie foarte interesantă. Sunt agitați, foarte agitați când sunt mici, inclusiv când sunt mari, așa cum e destul de agitat, doar că nu se compară când sunt mici, adică practic acum e de o calmitate excepțională. Faptul că nu se zbate și împroșcă cu fecalii în stânga și în dreapta. Ăsta este unul dintre animalele preferate din casa din terariu. Vină pe partea asta, că n-ajunge până la tine. Bineînțeles că nu s-o scot această legioană. Este o viperă cu buzele albe, white-lipped pit viper. O femelă de anul trecut. Foarte harnică la mâncare. Îmi place maxim animalul ăsta.
veninul teoretic nu e chiar așa de potent, dar niciodată n-am... E oricum veninoasă, n-am avut curiozitatea să văd cât de mult poate. Nu vrei să o testezi niciodată. Da, ce daune poate să provoace, în niciun caz nu, nu am văzut de asta. Aici o sunt o pereche de anole verzi. Din păcate, una dintre femeile mi-a murit, am rămas decât cu una. Sus acolo e masculul, iar pe ciot... Da, o văd, o văd. În stânga e femela. Masculul cam întotdeauna am văzut verde, femeia la mare parte stă maro și zic stă pentru că în 2 minute poate să schimbe culoarea din verde în maro și invers. Deci nu au nicio problemă. Am găsit și un pui de la ei. Au făcut acolo pe undeva, a eclozat un pui, o să vi-l arăt și pe ăla imediat. E foarte mic, rest adulți. Și aici, pereche de variabil kingsnake. Am încercat să-i reproduc de 3 ori. De fiecare dată femeia mi-a făcut ouă infertile, așa că am renunțat, am mai reproduce și țin doar capet. Stau împreună, momentan probabil că o să-i separ pe terarii. Ea e femeia, aici e masculul. Se spune variabil pentru că nu este nimic genetic, ci se împerechează și dau tot felul de culori. Mai închis, mai deschis cu șeile astea, petele. De pe spate se numesc și ei. Șeile mai mari, mai mici, unii au aproape lipsă totală, am văzut alții negri complet. Deci e o fantezie cu ăștia. Foarte multe culori, da, nu știu ce-ți da. Și în terariul ăsta am pus monstera. Monstera fiind o plantă care crește destul de înalt, destul de mare. E, ce fac eu e să încerc să o dau în lateral ca frunzele să mi se ridice în sus, să-mi facă o mini junglă. Văd că ăștia au fost ok până acum. Nu s-au urcat pe frunze să mi le rupă. Asta am rupt-o eu din greșeală acum ceva timp și văd că arată cât de cât ok, ca o junglă. Asta vreau să fie. Cumva să te simți ca în pădure în momentul când intri la animaluțele mele. Aici un gecko leopard, un tremporal albino tangerin, super simpatic, are un hemipenis lipsă săracul, nu mai e băiat viril în niciun caz. Și el stă în terariul ăsta de ceva mare de vreme, a avut o problemă, o perioadă de niște probleme, nu prea mânca cum trebuie, dar acum mănâncă ok. Deci unul dintre terariile mele favorite, la fel și aici am încercat să imit un fel de pădurice cu palmieri, practic, pentru că ei provin dintr-o zonă mai uscată, de desubt am pământ unde e uscat, pietrele astea, lișile și iuca, nu, sau dracina, nu mai știu ce este asta, dracina, pe care le folosesc ca și tipul de pumișori. E un dragon în pădure. Și ultimul animalul din cameră este un brotac, foarte simpatic. Grasul ăsta, sau grăsona asta, nu știu exact dacă e femeie sau mascul. Dar e circ când e vorba să mănânce, pentru că au o metodă handicapată de a mânca, închid ochii și cască gura cât de mult se poate să mănânce un gândăcel foarte mic. S-a găsit, hop! E la fel ca ceilalți mici pe care i-ai luat? Nu, specie diferită. Asta e australiană, Litoria caudea. Am înțeles. Hai, pa! Da, grăsuna, e super simpatică. Am ținut o perioadă după ce am luat-o, am ținut-o pe o cutie unde avea doar foarte mare umiditate și substrat. Nu mânca. În momentul când am pus-o pe terariul ăsta, chiar dacă nu mai e atât de multă umiditate, pentru că deasupra e plasă total și cu plante s-a schimbat complet. Deci mănâncă super bine, de atunci a mai crescut un pic, s-a îngrășat, arată fantastic. Contează foarte mult decorul, pentru că le dă starea aia de bine, ca în natură. Atâta timp cât terariul arată cât mai natural, se pare că e cât mai bine pentru animal. Jos aici, ca și băiatul în spatele camerei. Cum ai și tu? Da. O West Side Neck Turtle, West African Side Neck Turtle. Apa e murdare pentru că a primit un pește zilele trecute. Imediat o să-i bag și UV-ul aici, pentru că am venit cu UV-uri noi de pe traseu. Deci toată casa e schimbată de când am venit, foarte multe terarii, noi spații, noi
Efectiv, toată casa e plină de terare. Da, uitați-vă la clipul anterior, de acum 6 luni. Da. Uitați-vă și la ăsta și spuneți dacă vă place sau nu. Și să vedem și peste 6 luni cum va arăta, pentru că și eu sunt curios. Că la modul în care evoluează toată treaba la mine, s-ar putea peste 6 luni să fim într-o casă mult mai mare. Da, o să las link în descriere de la video anterior. Chiar o să-l pun ca să vadă diferența totală. Ai terariile astea aici? Sunt pentru că nu mai aveam spațiu în casă. Pur și simplu nu mai am unde să mai pun terarii. Va trebui să mai fac niște terarii, de asta va trebui să modific ceva pe aici, în camera cu racuri, unde sunt foarte mulți șerpi. Și da, momentan e super ciudată la treaba. Am aici un mascul de Brachypelma hamori, pe ăștia nu o să-i scot, pentru că dau cu perișorul reptican, sarandurile și mă irită vasul. Fac niște chestii nașpa pe mâini, de la ele. Aici este o Davus pentaloris. Animala este o tarantură mai mică. Da, ia scum, da, sunt, da, a făcut foarte, uite aici, da. Se vede, da? Nu știu dacă lui. Eu văd, da. A, ba da, am văzut o gata, da, în spate adică, acolo. Da, 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 se vede, nu e problem. Îngropată, pardon. Ia, sunt interesat, aici o femelă de Brachypelma hamori. Ah, nu, am crezut că e băgată acolo, dar nu, e sus pe piatră. Probabil că zona asta va rămâne numai pentru... Nu am venit tarantule, momentan nu sunt doar tarantule, da. Brachypelma albiceps. O femeie, stai că aici poți să deschizi ușor, că e super ok. Gagica. Care și-a adus o groază de pământ în partea din fața terariului, ce mă enervează, că face mizerie. Va trebui să iau iar aspiratorul, să dau pe aici. Continuăm cu Milliped, care am crezut că o să moară, pentru că s-a blocat aici, între lemnul ăsta și colțul geamului și n-a mai putut să iasă. Și în momentul când m-am gândit să scot lemnul ăla ca să-l deblochez pe fraier, cumva i-a lezat vertebrele astea, sau nu știu cum să zic, inelele corpului. Și aici avem brotacii. Noi brotaci. Ăsta este masculul, care l-aveam deja și veniți acum curând. Aici este o femeluță și am văzut aici o altă femeluță. Aici, nu știu că... Da, se vede acolo. Da. Ăștia o să-i mut într-un exotera mai mare. În zilele următoare o să mă ocup, unul dintre astea două va fi plantat și pregătit pentru brotăcii. Pentru că merită și ceva mai frumos, iar aici vor veni ceva tarantul. Aici insecte bolți, cum ai și tu acasă. Da. N-are rost să mă chin prea tare să vă arăt, pentru că... Da. Asta aceeași specie. Da. Niște mers gigantici pe care ți-am zis. Dacă vrei să încerci să-i salvezi, nu știu exact cum este în viață sau nu, eu ți-i dau. Vreau să scalbi. O Brachypelma boemei, care și asta e venită donație. Dacă vreau una și ceva, una dintre speciile mele favorite. Foarte frumoasă bestia. Întotdeauna mi-au plăcut astea. Sunt un pic mai nervos ele, dar overall e super ok. Și aici avem producția fantastică. Cea mai scumpă șopările din viață, în viață și dincolo de... Da. E aici. Da, e un pui de anolă verde, care e foarte mic, adică ăsta e degetul. Ca să faceți idee, mănâncă puișor de gândac. Probabil că becul UV valorează de vreo 5 ori mai mult decât șopurile astea. Dar mie e foarte dragă pentru că e foarte mică și îmi place maxim cum arată drăcia. Da, și momentan atât am pe pol. Probabil că o să fac eu scheme să fie mai multe plante pe aici. Mai am, mi-am luat și plante, mi-am luat și partea asta și palmieri și bananieri și de toate. Aveai și papagali? Da, aici sunt agapornis. Amorezi? O perechi de agapornis. Și aici, în spatele tău, sunt venite și astea donații săptămâna trecută, o pereche de nife, Lutino, parcă, cum se zice la astea? Cred sunt că mai albe. Să vii lipă deasupra, da, să văd mai ok. Da. Sunt albe cu moțul galben și cu obrăjorii roșii. Ce frec să vezi. Bă, aici e domnul Marce. Trebuie să deschide la Marce. Imediat, domnule. Imediat te văd cum ce-a tine seama, dar nu se poate așa. Știi, e rușinos să nu te vadă lumea tot mai cu tine. Stai că nu schide. Asta schide.
Ia zice, domnul Marcin, ce s-a întâmplat? Spune-ți oameni. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Problema lui e că e greu.